Oare cât timp este necesar ca un pacient să fie internat? 12 pacienți infectați cu noul coronavirus de la uzina de vagoane au așteptat sâmbătă seara ore întregi pentru a fi internați. Condițiile au fost umilitoare, au fost ținuți într-un cort de 4 metri pe 4, fără mâncare, fără apă, fără respectarea distanțării sociale. Urmează imagini ce vă pot afecta emoțional. Situație halucinantă la Spitalul de Boli Infecțioase din Drobeta Turnu Severin. 12 angajați de la uzina de vagoane infectați cu noul coronavirus au fost nevoiți să aștepte de la ora 19 până după miezul nopții pentru a fi internați. Aflați într-un cort de 4 metri pe 4, amplasat chiar în curtea spitalului, înfometați și însetați, pacienții trebuiau transferați la Spitalul COVID Baia de Aramă. Până atunci au fost inundați de ploaia torențială de afară. De la ce oră aștepți aici? De la ora 17, 8, 19:30. Este ora 11, noi încă nu am plecat. Ne este foame, ne este sete, suntem îngrămădiți. Aici, asta nu e distanțare socială, afară plouă. Suntem într-un cort de 4 metri pe 4. Suntem 12 persoane, umăr lângă umăr. Așa, nu... Apa începe să intre și la picioare. Nu ne dă nimeni nicio informație, nu avem apă, nu avem mâncare, nu avem nimic. Normal ar trebui să fim sub tratament. Între cei 12 pacienți infectați cu noul coronavirus, nu s-a respectat distanțarea socială, cortul fiind de dimensiuni foarte mici. Este îngrijorător faptul că nimeni nu s-a îngrijit de condițiile în care au fost ținuți, dar mai ales faptul că nu primeau niciun fel de informație.